Bine v-am regăsit! V-am spus cu mai multe ocazii că informația de pe internet este de multe ori greșită, de fapt de cele mai multe ori greșită, intenționat sau nu, falsă sau manipulatoare, sau o combinație între aceste lucruri. Acum pot să vă dau un exemplu care vine în sprijinul acestei afirmații. În ultima săptămână am văzut de multe ori, și sunt sigur că ați văzut și voi, că urmează să trecem la ora de iarnă. Din păcate, această afirmație nu a apărut doar pe internet, ci a putut fi auzită și la radio și la televizor. Ei bine, în România n-a existat niciodată și nu există oră de iarnă. Există doar oră de vară și oră standard și despre asta vreau să vă vorbesc azi. Vara, soarele răsare, cu excepția zonelor cu latitudine mică, adică zonelor apropiate de ecuator, mult mai devreme decât încep în general activitățile umane. Gândiți-vă că, de pildă, în România, în lunile de vară, soarele răsare după ora standard cândva pe la 5 și nu undeva pe la 5, cum din păcate se spune azi. Dar cele mai multe activități încep la 8 sau la 9, adică câteva ore mai târziu. De aceea, pentru a folosi cât mai puțin lumina artificială, pentru care trebuie să folosim energie electrică, a apărut ideea începerii activităților mai devreme. În acest fel, toată lumea s-ar și culca mai devreme, pentru că nevoia de somn rămâne aceeași, indiferent cât este ora și ce oră arată ceasul. Și în acest fel s-ar putea face economie la iluminatul artificial. Dar cum să realizezi acest lucru? Astfel de măsură este eficientă doar dacă toate activitățile sunt decalate cu o oră. Și degeaba dai o lege care spune de mâine toți ne culcăm cu o oră mai devreme și ne trezim cu o oră mai devreme, pentru că n-ai cum să verifici dacă lumea respectă această lege sau nu. Și o lege care nu se aplică e mai rea decât lipsa ei, deoarece îi face pe oameni să nu mai respecte ideea de lege și ordine, de reguli. Aici nu mă pot abține să fac o paranteză. Foarte mult se întreabă de ce românii nu prea respectă legile și regulile. Dar răspunsul este foarte simplu. Însă populismul îi face pe politicieni să pretindă că nu-l cunosc. Românii nu prea respectă legea și regulile pentru că de foarte multe ori cel care încalcă legea în România nu pățește nimic. Ori un popor devine civilizat doar dacă pentru o bună perioadă cei care încalcă legea sunt amendați și pedepsiți. Cu cât aplicarea legii se face mai superficial, mai lejer, cu atât mai necivilizat devine acel popor. Dar în România poți să auzi știri de genul următor. 20% dintre români au asigurarea obligatorie pentru locuință. Această situație este în același timp comică, absurdă și gravă. E o combinație absolut derutantă, de aceea mulți nu sesizează fie comicul, fie absurdul, fie gravitatea acestei situații. Nu cred că e nevoie să spun de ce e comică. E ca și cum ai spune 20% dintre șoferii români circulă pe dreapta. Absurditatea este aceea că, deși este obligatorie, doar 20% dintre români o au. Iar gravitatea este aceea că cei 80% care nu o au, nu sunt amendați pentru asta. Știu ce vor spune mulți, că legea nu e bună, că asigurările nu sunt eficiente sau că nu le convin condițiile de asigurare și așa mai departe. Dar astfel de argumente arată ceva și mai grav. Și anume că majoritatea românilor consideră că dacă, după părerea lor, o lege nu e bună sau dacă nu le convine, nu trebuie să o respecte. Cu asta închid paranteza, deși ar fi multe de spus aici, poate cu ocazia altui videoclip. Să revenim la problema noastră. Cum îi faci pe toți să înceapă lucrul cu o oră mai devreme și să se culce cu o oră mai devreme? Simplu, dând ceasul înainte cu o oră. Și așa a apărut ideea orei de vară.
Pe scurt, ideea este următoarea. Primăvara, într-o anumită zi, dai ceasurile înainte, de obicei cu o oră. Două ore ar fi un decalaj prea mare, ar ridica probleme de adaptare și pentru mulți stres. Iar toamna, de asemenea, într-o zi prestabilită, dai ceasurile înapoi, revenind astfel la ora standard a locului respectiv, cea determinată de fusul orar al locului. Deci primăvara există o zi cu numai 23 de ore, iar toamna există o zi cu 25 de ore. După cum ați observat, n-a fost vorba nicăieri despre vreo oră de iarnă. A fost vorba doar despre oră de vară și oră standard. Ideea folosirii mai eficiente a perioadei zilnice de lumină vara nu este nouă deloc. De pildă, romanii, care foloseau pentru măsurarea timpului ceasuri cu apă, aveau scale diferite în funcție de lunile anului. Și în acest fel, orele aveau durate diferite în funcție de lunile anului pentru a le adapta la perioada cu lumină solară. În 1784, Benjamin Franklin, mai în glumă, mai în serios, a spus că ar fi bine ca vara, dis de dimineață, să se tragă clopotele sau chiar să se tragă cutunul pentru a trezi oamenii care în acest fel ar avea mai mult timp la dispoziție cu lumină solară, atât pentru muncă, cât și pentru timpul liber. Și în plus, s-ar și culca mai devreme, economisindu-se în acest fel lumânări. Cei care au propus varianta modernă a orei de vară au fost entomologul neozeelandez George Hudson în 1895 și englezul William Willett în 1905. Inițial, Willett a propus o trecere treptată la ora de vară cu câte 20 de minute în fiecare săptămână, dar o astfel de schimbare a orei ar ridica mari probleme în multe domenii, așa că ideea a fost abandonată. Ora de vară a fost implementată pentru întâia oară în Canada, în anul 1908, dar numai pe un teritoriu restrâns, și apoi în timpul Primului Război Mondial, din motive de economisire a energiei, în Germania și Imperiul Austro-Ungar. Pe această hartă puteți vedea țările în care se folosește ora de vară colorate cu albastru pentru emisfera nordică și cu portocaliu pentru cea sudică. Cu gri deschis sunt colorate țările în care s-a folosit în trecut ora de vară, dar nu se mai folosește acum, iar cu gri închis, cele care n-au folosit-o niciodată. Observați că acestea din urmă sunt țările din zonele ecuatoriale, unde variația duratei zilnice de lumină naturală de-a lungul anului este mult mai mică decât în celelalte regiuni, așa că ora de vară nu și-ar avea rostul. Nu în toate țările care folosesc ora de vară schimbarea orei se face în aceleași zile și nici durata perioadei din an cu oră de vară nu este aceeași peste tot, deci nu există o reglementare internațională pentru utilizarea orei de vară. Un lucru interesant este faptul că au existat câteva țări care au avut, în general pe perioade scurte, o oră de iarnă, cea mai apropiată de noi fiind Cehoslovacia după al doilea război mondial. Adică, fără să existe o oră de vară, toamna ceasurile erau date cu o oră înapoi și primăvara se revenea la timpul standard. În România, ora de vară a fost implementată pentru întâia oară în primul război mondial, în 1917, pentru a se face economia la energie electrică, dar s-a renunțat la ora de vară după război. A fost reintrodus în anul 1932 și de data asta a rămas în vigoare până în 1943. Apoi a fost implementată din nou abia în anul 1979. De atunci și până azi, datele de schimbare a orei s-au modificat de două ori, dar ora de vară s-a folosit în toți acești ani. Argumentele pentru folosirea orei de vară nu sunt doar de natură economică. Mai sunt și alte avantaje, printre care acela că oferă mai mult timp cu lumină solară pentru petrecerea timpului liber după muncă sau după școală. Dar se pare că majoritatea experților în ritmuri circadiene și în probleme de somn susțin că ar fi mai bine fără această schimbare a orei,
Pentru că schimbarea orei duce la stres, produce stres. Pentru a evita acest stres, fără a pierde beneficiile orei de vară, există propunerea de a folosi ora de vară permanent. Și există deja mai multe țări care fac acest lucru. De aceea este posibil să vedem că și în comunitatea europeană va fi aleasă această soluție, adică ora de vară va deveni ora standard pe tot parcursul anului. În concluzie, ora de vară are, ca orice pe lumea asta, atât avantaje cât și dezavantaje. Schimbarea orei are implicații în aproape toate domeniile, în principal în cel energetic, al felului în care oamenii folosesc timpul liber, în informatică, în turism, în sănătate, în siguranța traficului rutier, feroviar, aviatic, în telecomunicații și multe altele. Unele dintre aceste implicații sunt benefice, altele sunt dăunătoare. Sper că v-am convins că azi noapte n-am trecut la ora de iarnă și că schimbarea orei e un fenomen foarte complex și degeaba ne dăm cu părerea. Studiile statistice făcute de experți trebuie să decidă ce facem în continuare. Adică folosim în continuare ora de vară așa cum am folosit-o și până acum sau nu mai folosim ora de vară și rămânem la ora standard tot timpul anului sau folosim ora de vară tot timpul anului. În final, două observații. Prima, faptul că majoritatea știrilor despre schimbarea orei vorbeau despre o oră de iarnă arată că cei care vin cu știrile nu se informează în legătură cu subiectul respectiv, ci spun și ei ceea ce au auzit de la alții. Iar acest lucru arată lipsă de respect față de cei cărora li se adresează știrile. A doua observație, dacă cei care ne-au vorbit despre schimbarea orei nu s-au informat nici măcar despre un lucru atât de simplu, este evident că atunci când ne dau vești despre lucruri mai complicate, de pildă despre descoperiri științifice, nu se vor informa nici măcar atât, așa că nu ne putem aștepta la adevăr. Dacă ați acceptat informația că azi noapte am trecut la ora de iarnă, atunci lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc ca orele standard din această iarnă să fie plăcute și să sperăm și liniștite. La revedere!